suntem lângă Hârlău, într-o locație absolut senzațională pe care o descoperim și mă bucur că am descoperit-o. Se cheamă Conac Polizu și vreau să vă spun că o să rămâneți uimiți de ceea ce veți vedea în următoarele 20 de minute. Conac Polizu, gazda noastră, 20 de minute, vă repede acum încolo. Polizu, zi-mi ce înseamnă Polizu, de cât timp Polizu. Istorie e nesfârșită, de la intrare și până când ajungi, cred că inclusiv la toaleta din restaurant, înțelegi? Emană multă istorie ceea ce înseamnă Polizu. Conac Polizu. Sigur, care este un loc special, a fost construit în 1880 până în 1887 de Constantin Ghica, ramura de leni. Acesta a avut două fiice, dintre care Adina, căsătorită Nicolae Polizu Micșunești, este cea care a primit conacul ca datină de căsătorie. Motiv pentru care am vrut să-i onorăm numele, a făcut foarte multe lucruri benefice pentru zonă, pentru populație. Motiv pentru care am fost în cinstea ei, în onoarea ei, să denumim conacul Conac Polizu. Conacul Polizu este un edificiu neoclasic. Se găsește foarte multă, e o arhitectură foarte simplă, însă rigoarea și repetiția formelor geometrice, texturilor, fac din Conac Polizu un edificiu aparte. Conacul a fost retrocedat în 2005 și a intrat într-un amplu proces de restaurare care a durat undeva la 5 ani. Vin și te întreb exact, că poate greșim și să nu inducem noi. Să știi mai exact unde se află Conac Polizu, geografic vorbind, pe hartă, dacă e să-l punctăm. Conacul Polizu se află în satul Maxut, din comuna de Leni, județul Iași. Un loc frumos, un loc cald, un loc primitor. Și te întreb din punct de vedere al cazării, ce înseamnă Conac Polizu? Câtă lume poate adăposti? Câtă lume se poate adăposti la Conac Polizu? Noi avem 25 de camere. În principiu, fiind camere duble, putem încaza 50 de persoane. Însă, multiple camere au 50 de metri pătrați, putând acomoda în total un 60-64, în funcție de grupuri, în funcție de cerințe și de eveniment. Plus că am văzut, există săli de evenimente, una mare, probabil una mai mică, sau greșesc acum tu să spui? Sunt multiple saloane. În principiu, evenimentele noi le ținem afară, în pavilionul din grădină. Perioada de vară, așa, când e cald, frumos. Doamne, îmi imaginez ce nebunie aici vara. Deci nu vreau să... În fine,
Este foarte frumos. Grădina este o grădină romantică care a fost creată de un arhitect italian, un peisagist italian, împreună cu cei care au, arhitectul care a creat imobilul în sine. Este un parc romantic, tipic al englez, cu multiple zone de retragere, zone romantice, valonamente. Unii și n-au reușit să-l strice chiar în halul ăsta? E interesant că puncteți asta, Mircea, întrucât, de regulă, asta a fost soarta multora dintre conacele din România. Noi am fost printre cei norocoși, întrucât nu s-au atins de buxusul de 150 de ani, o valoare în sine. Astfel că, să spunem că pe partea asta am fost norocoși. Ce înseamnă restaurantul? Am văzut, e foarte frumos restaurantul, foarte aerisit, dar care probabil și găzduiește evenimente. Câte lume, pe ce linie merge bucătăria? Noi avem și sala de evenimente, care poate să ducă undeva la 250-280 de persoane la nivel... Evenimente speciale. Exact, la nivel de nunți și petreceri private. Partea de bucătărie, noi încercăm să dăm un sentiment mai spre fine dining. Șef Șerban Cristian Radu este cel care creează meniurile și face o treabă foarte frumoasă, sunt foarte elegante, totul este foarte ușor, foarte frumos aranjat, deci mergem înspre fine dining categorie. De discuție, Andreea. Din punct de vedere artistic, ce înseamnă Conac Polizu? Dacă ați făcut, dacă faceți sau dacă urmează să faceți, iată, începe un nou an, 2018, planuri de an nou, ca să zic așa. De la bun început ne-am dorit să facem acest mix, această juxtapunere între, să spunem, partea asta de secol 19 și confortul de secol 21. Așa că proiectele noastre sunt într-o continuă derulare, întrucât dorim din ce în ce mai mult să aducem conacului un plus de valoare. Am început cu partea de piscină, mini-saună, totul este deschis, deci este vorba de sezonul cald, însă în 2018 vrem tot la așa să continuăm cu partea de cazare, cu îmbunătățirea spațiilor deja existente, crearea... Extindeți? La partea de cazare ne dorim să ne extindem în anii viitori. Veniți către zona asta frumoasă, de aici, din zona Hârlău. Aici se află Conac Polizu, care de altfel ne-a fost gazdă 20 de minute. Andreea, un 2018 fantastic, tot ce vă doriți mai bun, mulți clienți, multe evenimente frumoase și de-o vrea să ne chemați în plină vară, când ne vom putea bucura din plin de tot ceea ce Conac Polizu poate oferi celor care vin către voi și vă calcă pragul, m-aș bucura enorm să vă văd și în plin sezon estival. Mulțumim din suflet, mulțumim pentru cuvinte, mulțumim pentru prezență, sunteți foarte simpatici, foarte amabili, vă așteptăm cu cea mai mare plăcere oricând în sezon. Thank you.
Ați văzut, da? Cam așa am petrecut de Revelion, atât la frumosul lounge, restaurant, centrul vechi de acolo din Suceava, dar și în foarte noul club Epicentru. O noapte de vis, niște oameni extraordinari, le mulțumim pentru găzduire, pentru că știți, bucovinenii sunt oameni harnici și gazde excepționali. Vă recomand, dacă e și puteți să vă duceți către Bucovina, duceți-vă liniștiți, pentru că veți avea doar de câștigat. Punct ediției de astăzi, a doua din 2018. Vă reamintesc modalitățile de a da de noi. Dacă vreți să o faceți, căutați-ne pe Facebook tastând Music Channel, Mircea Zara, Mircea Zara Oficial sau Club Zone. Pe Instagram același lucru puteți să faceți, adică să tastați să că ne căutați la modul acesta, iar pe Snapchat Mircea Zara sau Club Zone România. Arhiva emisiunii este bine pusă la punct de către, desigur, bunul meu coleg și prieten DJ George A. Și unde anume? Păi pe Facebook, dacă e să căutați pagina Music Channel New York City, sau pe canalul de YouTube Music Channel liniuță Club Zone România. Reluările, pentru că sunt foarte importante, duminică și miercuri de la miezul nopții, aici doar pe Music Channel. Și desigur, în fiecare vineri, începând cu ora 23, începe, ca să spun așa, o nouă ediție de Club Zone, cum de altfel s-a întâmplat și astăzi. Dar iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Punct așadar, vă pup, vă doresc un weekend fantastic și, desigur, rămâneți cu Music Channel, pentru că veți avea doar de câștigat. Ciao!